Modificarea și completarea legilor privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan, a privatizării societăților care dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, toate aceste legi se află în dezbatere publică. În expunerea de motive se precizează că au fost identificate anumite aspecte neclare și lipsite de previzibilitate, precum și impedimente pe termen mediu și lung în circuitul civil la încheierea actelor de proprietate, având ca obiect terenurile agricole. Modificările legislative privind vânzarea terenurilor agricole sunt necesare, precizează guvernul, pentru că există elemente în aceste norme anterioare prin care se pot crea premisele unor situații extraordinare, imprevizibile și independente de voința executivului. Printre acestea se pot enumera limitări în practică cauzate de reglementarea unor aspecte neclare și imprevizibile privind modul de calcul și încasarea impozitului pentru tranzacțiile cu terenurile agricole situate în extravilan, blocaje în aplicarea legii de bază, imposibilitatea exercitării de către proprietarii terenurilor agricole situate în extravilan a drepturilor asupra bunurilor imobile deținute și încheierii contractelor de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanța hotărârilor judecătorești care țin loc de contract de vânzare, nereglementarea măsurilor în vederea comasării terenurilor agricole, descurajarea cumpărării proprietății funciare în scop de revânzare imediată, prevenirea speculei imobiliare, fărâmițării proprietății funciare și achiziția terenurilor pentru desfășurarea activităților agricole specifice pe termen mediu și lung, evitarea unei grave atingeri a interesului public, a scopului legitim prevăzut de lege și neîndeplinirea obligațiilor constituționale cu efecte negative pe termen mediu și lung asupra creșterii producției agricole, modificarea și completarea legilor privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan, a privatizării societăților care dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, toate aceste completări, cei interesați, le pot afla dintr-un amplu articol publicat pe agrotv.ro. Curtea de Conturi Europeană a publicat un raport special despre cum sunt folosiți banii europeni în proiectele pentru dezvoltare rurală. Cerințele legate de durabilitate sunt în mare parte respectate, dar au variat de la un sector la altul, dar și de la un stat membru la altul. Durabilitatea unor proiecte precum cele de structuri de cazare turistică este afectată de o performanță economică slabă și de utilizarea abuzivă a fondurilor în scopuri private. În urma raportului de audit, Curtea adresează Comisiei Europene o serie de recomandări în perspectiva noii perioade de programare 2023-2027 aferente politicii agricole comune. Despre ce este vorba aflăm imediat într-un material pregătit de colegii mei de la site-ul agrotv.ro. Fondurile pentru dezvoltare rurală în valoare de peste 25 de miliarde de euro investite de Comisia Europeană începând din 2007 erau destinate proiectelor cu obligația de a rămâne operaționale timp de cel puțin 5 ani. Viorel Ștefan, membru al Curții de Conturi a Uniunii Europene, a declarat, cităm, Uniunea Europeană a investit semnificativ în măsuri menite să reducă dependența economiei rurale de agricultură și silvicultură, să mențină și să creeze locuri de muncă și să amelioreze infrastructura în zonele rurale, dar proiectele finanțate de Uniunea Europeană în aceste domenii ar trebui să fie durabile și considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a promova proiecte care aduc beneficii de durată și un bun raport costuri-beneficii pentru sprijinul din partea Uniunii. Curtea a recomandat Comisiei să faciliteze schimbul de bune practici pentru a direcționa mai bine fondurile către proiecte viabile, să atenueze riscurile de deturnare a proiectelor pentru utilizarea în scop private și să valorifice potențialul bazelor de date de mari dimensiuni. Curtea de Conturi a analizat o gamă variată de proiecte sprijinite din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și a constatat că majoritatea erau încă operaționale la sfârșitul perioadei de 5 ani prevăzute în legislație. Este vorba în special de proiectele de infrastructură, deoarece durează mai mult timp. În schimb, o treime din proiectele de diversificare, proiecte ce vizează promovarea activităților neagricole sau sprijinirea unor noi oportunități de afaceri, nu mai erau active la momentul auditului, chiar și în cazurile în care beneficiaseră de investiții foarte importante.
Investițiile în structuri de cazare turistică se numărau printre proiectele de diversificare cel mai frecvent sprijinite. Curtea a identificat diferențe semnificative de la un sector la altul și de la un stat membru la altul. S-au demarat chiar investigații referitoare la utilizarea în scopuri private a unor clădiri finanțate ca structuri de cazare turistică destul de costisitoare și care au fost închise după doar câțiva ani. Curtea adresează Comisiei o serie de recomandări în perspectiva noii perioade de programare 2023-2027, aferente politicii agricole comune. Printre acestea, să se asigure că proiectele sunt durabile, ținând seama de diferitele tipuri de investiții pe care le sprijină, să colecteze dovezi care să ateste că activitățile finanțate sunt încă operaționale, iar contractele de finanțare să includă condiții care să impună obligația de a utiliza investițiile sprijinite în scopul preconizat. Fermierii care au depus cereri de finanțare pentru microgranturile de 5.000 de euro oferite de stat așteaptă încă derularea etapelor următoare pentru a putea intra în posesia banilor. Cu toate acestea, lipsa de comunicare din partea instituțiilor în această privință le dă de gândit atât fermierilor cât și consultanților. Zeci de mii de cereri s-au înregistrat până acum, iar în lipsa unei comunicări eficiente apar deja speculații. Mai multe detalii a oferit consultantul Andra Popescu în emisiunea Agricultura la Raport. Microgranturile în domeniul alimentar. Știm ce s-a întâmplat. Într-o gravă formidabilă au trebuit depuse proiecte, de fapt niște cereri de finanțare. Nu s-a întâmplat nimic până acum, decât la granturile cu privire la capitalul de lucru, acolo unde au început într-adevăr să fie semnate contractele. În rest, la cei 30 și ceva de mii de aplicanți, nu se întâmplă nimic. Avem decât o listă în care, într-adevăr, s-a făcut o evaluare a eligibilității. Evaluarea eligibilității s-a făcut de către sistemul informatic, iar de atunci nu se mai întâmplă nimic. Așteptările sunt foarte mari. Este aceeași temă pe care o reiau de fiecare dată în discuțiile cu dumneavoastră și pe care noi o resimțim, și anume lipsa de comunicare. Și voi repeta de fiecare dată când voi avea ocazia, nu este normal să nu avem o comunicare pe subiecte care sunt atât de importante, care frig. Este vorba de zeci de mii de beneficiari, de așteptări foarte mari, iar în lipsa unei comunicări apar tot felul de speculații. Și neîncrederea pe care o avem, fie în proceduri, fie în instituții, de aici apar foarte multe probleme. Suntem în continuare în faza în care, eu una cel puțin, fără să fie vorba de neîncredere, pentru că există contracte pe care le am cu beneficiarii mei, trebuie să le demonstrez că cererile lor de finanțare sunt în sistem și că se lucrează la ele, inclusiv la AFIR, unde nici acolo nu avem în continuare toate rapoartele venite. Cu privire la partea de microgranturi, așteptările sunt foarte mari. Din câte știți, există o mare nevoie de finanțare, iar regula primul venit, primul servit, se pare că nu a fost una care să aducă multe satisfacții. Știm cât se poate de clar că foarte multe forme asociative și chiar la nivelul ministerului, înțeleg, există voința de a se suplimenta fondurile pentru ca poate toți, așteptările noastre sunt că poate toți aplicanții să beneficieze de contractele de finanțare, dar deocamdată sunt decât speculații. În schimb, tehnic există posibilitatea, pentru că avem o aprobare de la comisie, și anume că avem posibilitatea să ne suplimentăm aceste fonduri, avem posibilitatea tehnică să finanțăm toate aceste microgranturi care s-au depus. Acum să vedem dacă există și voința politică. Performanța în agricultură vine atunci când știi să folosești cele mai potrivite soluții pentru culturile pe care le îngrijești. Pentru a obține o cultură așa cum scrie la carte, este nevoie de produse care să acționeze la nivelul întregii plante.
Cropfort este soluția Naturevo pe bază de cupru complexat cu acid gluconic, care induce rezistență naturală plantei. Produsul a fost creat pentru a acționa simultan în mai multe zone din plantă, ca fortifiant al plantelor, precum și în situațiile de stres de origine biotică și abiotică. Formularea sa asigură o eficacitate bună la concentrații scăzute de cupru și permite atât aplicarea foliară, cât și radiculară și, datorită acțiunii sale sistemice, produsul acționează la nivelul întregii plante, inclusiv la nivelul rădăcinii. Mai multe detalii despre eficiența și beneficiile utilizării Cropfort aflați în materialul următor. Anul trecut, odată cu tratamentul foliar la floarea soarelui, aici vorbim de aplicarea fungicidelor, am folosit în combinație și 1,5 litri de Cropfort, ceea ce ne-a dus nu neapărat la un spor de producție, dar la calități foarte bune a recoltei. În sensul că dacă o floare a soarelui normală are MMB-ul 42 de grame, noi am ajuns și la 47-48. Dacă hibrizii clasici au 42-44 ulei, noi am ajuns la 48%, ceea ce gândiți-vă că am primit o bonificație de $40 pe tonă. La o producție de numai 3.000, e vorba de $120 și noi am investit 100 de lei și am câștigat $120. Deci e un lucru foarte important și aici vorbim despre acest cupru organic, care este foarte ușor asimilat și îmbunătățește calitățile în ce privește atât masa umie de babe, conținutul ulei, dar și o polinizare aproape de 100%. Eu l-aș recomanda cu căldură la toată lumea, inclusiv la cultura grâului, fiindcă are și un efect fungicid foarte bun. În ceea ce privește colaborarea cu firma Naturevo, este una foarte bună. Au și produsele foarte bune, aici dacă vorbim de exemplu despre produsul cu aminoacizi Cherafeol Evo, care în condiții de stres, cum avem acum secetă pedologică și arșiță atmosferică, aplicat odată cu al treilea tratament, îi facem o fiziologie mai bună a plantei, se reduce stresul la arșiță, astfel că reducem producția de etilenă, componentă care duce la îmbătrânirea prematură și astfel că se reduce capacitatea de asimilație a plantei de cultură, vorbim aici de grâu. Mana este una dintre cele mai periculoase boli care pot să apară în culturile de legume, afectând aproape toate organele plantelor și provocând mari pagube. De aceea este important să aplicăm la timp tratamentele necesare pentru a preveni apariția și evoluția acestei boli în culturile noastre. Horia Ghibu, gazda emisiunii Ce vor plantele, ne spune cum tratăm mana la culturile de legume, într-un material pe care îl găsiți în site-ul nostru agrotv.ro. Dacă doriți să adresați întrebări, o puteți face ca de obicei la numărul de telefon afișat în timpul emisiunii Ce vor plantele, în direct la AgroTV, de luni până joi, de la ora 18. Tot pe platforma Media AgroTV aveți și alte subiecte de interes legate de fenomenul agricol românesc. Sezonul căpșunelor românești, dulci și parfumate, este pe terminate. De acum, mulți se apucă să le conserve în dulcețuri și gemuri, care le vor ajunge până la iarnă. În Ținutul Buzăului, gospodinele cunosc rețete de dulceață și mici trucuri, care le ajută să mențină fructele întregi și la fel de aromate ca atunci când erau proaspete. Sunt ok? Da. Este o rețetă tradițională pe care bunica mea o făcea și în care, uitați, dulceața arată foarte bine, fructele sunt foarte, foarte frumoase, rămân întregi. Claudia este una dintre priceputele gospodine care au transformat cămara acestei pensiuni de la poalele vulcanilor noroioși într-un tezaur de gemuri și dulcețuri. Știe de la bătrânii familiei să conserve aproape orice fruct aromat sau petală de floare parfumată. Căpșunele, spune Claudia, sunt fructele cu cel mai intens gust. Și asta se poate păstra câțiva ani de zile, 2-3 ani, fără probleme. Nu se zaharisește, gustul se păstrează același gust. Aceeași consistență, fructul întreg, fără probleme. Căpșunele au început să dispară din grădini, sezonul lor fiind la final, însă ajung în cămări sub formă de dulceață și gem. Pentru gospodine este o adevărată piatră de încercare, menținerea calității parfumatelor fructe și după conservare. La o rețetă mai mult de 3 kg de fruct nu putem face, pentru că altfel fructele se zdrobesc. Așa că preferăm ca fructele să rămână întregi și facem cantitate mai mică.
Fructele trebuie curățate de codițe, apoi spălate în mai multe ape. Pentru a rămâne ferme în compoziție, căpșunele nu trebuie să fie foarte coapte. Între timp, trebuie fiert siropul, în care se adaugă o lămâie menită să prevină zaharisirea. În timp ce spălăm fructele, pe aragaz avem o oală în care pregătim siropul și care trebuie să fie un pic mai cleios pentru a lega compoziția când punem și căpșuna. Rețeta dezvăluită de gospodinele pensiunii de la Vulcanii Noroioși conține un ingredient special. Folosind apa de var, le ținem 10 minute după ce le spălăm foarte bine, le ținem în apă de var 10 minute, după care le spălăm în 2-3 ape și le băgăm în siropul care deja e fiert și le lăsăm puțin să-și lase ele zeamă. Apa de var e o cantitate mai mare de apă, undeva la 10 litri de apă, în care adăugăm 102 de var, pudră, praf, pe care îl dizolvăm și o lăsăm la decantat câteva minute. După care o scurgem și o turnăm peste căpșun, peste fruct. Căpșunele se lasă o oră la fiert în siropul preparat anterior. La final obținem o dulceață savuroasă, în care plutesc fructe întregi cu gustul și parfumul păstrate exact ca atunci când erau proaspete. Compoziția ajunge în borcane închise etan și apoi în depozite răcoroase. A fost un adevărat iureș al prețurilor și de această dată mă refer la fructe. Primele căpșuni erau atât de scumpe încât îți era frică să te și uiți la ele. La cireș a fost mai rău, pentru o jumătate de kilogram trebuia să faci credit la bancă. Acum prețurile sunt mai realiste, uneori prea grele pentru buzunarele noastre. Oricum, fructele de sezon au început să invadeze piețele și am început să ne facem rezerve pentru iarnă de gemuri și dulcețuri. În Iași, colega mea, Raluca Daria Diaconiuc, ne anunță că zmeura autohtonă a cucerit tarabele, cum ar fi cea din plantațiile de la Războieni, culturi îngrijite de Dorian Secară. Se vede că gunoiul de grajd își face treaba. Uitați că este gunoiul. Mulți mi-au spus că am băgat foarte mult gunoi, dar nu e adevărat, că el, având și apă, a scăpat și la apa noastră, reacționează foarte bine. Hai să facem o tură aici în vinura ta. Sunt drajonii care pot să pe vârfuri. O să înceapă să înflorească pe vârfuri. Și asta e învățul mic, înțeați? Noi din toamnă. Aici avem tipuri care sunt o cursă multe care sunt și încetând să eliminăm, dar este pițelia să rămâne aici. Noi o tăiem total în toamna, dar ea văd tot crește și tot astăzi. La zmeură va fi de 30 de lei pe kilogram. Cu 30 de lei plecăm anul ăsta. Și nu o să scadă foarte mult, pentru că este foarte mult cheltuială la creștere motorină, combustibil, oameni și așa mai departe. Vă așteptăm pentru comenzi, vă așteptăm să ne sunați, aveți numărul de telefon și pagina noastră. De acum, să vă spun, îi dăm start de astăzi, îi dăm drumul la treabă. Cei care vor să vină să culeagă ei singuri, sunt așteptați cu mare drag. O să fie undeva la 25 de kg dacă culegeți singuri cu noastră. Și culegeți și vreți cât doriți, cât nu-ți fie nevoie. La revedere!
Gunoiul menajer rămâne încă o problemă în mediul rural. Deși județul Argeș a fost unul pilot în ceea ce privește managementul integrat al deșeurilor solide, la sate lucrurile se mișcă anevoios. De ce se întâmplă acest lucru și ce soluții există pentru îmbunătățirea situației, aflăm din materialul următor. În satele Nucșoara, Spoghițești, Gruiu și Slatina au fost încheiate contracte individuale într-un procent încurajator, iar gospodarii, în marea lor majoritate, țin la curățenia comunei. Anual se organizează campanii de ecologizare. De ce? Pentru că se aruncă zilnic în natură cantități imense de gunoi. Comuna Nucșoara se află la polul opus, poate fi considerată un exemplu de bune practici, pentru că aici colectarea deșeurilor menajere se face în mod selectiv, într-un procent încurajator. Comuna de Munte, cu un potențial agroturistic în plină ascensiune, Nucșoara atrage ca un magnet oameni din toată țara, care se stabilesc aici. Firesc, și cantitatea de deșeuri menajere crește proporțional. Cu toate acestea, edilul comunității și-a propus să reducă prețul la gunoi. Nucșoara se face selectiv colectarea deșeurilor. Am ajuns la un procent de 38% selectivul, dar e destul de greu prin comunicare cu oamenii. Noi toți din primărie avem fiecare cu o stradă în care comunicăm cu oamenii săptămânal și ne ducem și uneori chiar ne uităm în tomberoane să vedem și le spunem oamenilor că domnule, asta mergea la selectiv și tot așa. Plătesc 6 lei pe lună, încercăm ca dacă ne ajută Dumnezeu așa cum ne ajută Dumnezeu oamenii, așa cum am promis în primul oară la ședințele pe sate, ca la iarnă să fim prima comună care va reduce prețul la gunoi. Spuneți-mi dacă și operatorul care colectează deșeurile se aliniază acestei... Operatorul nu se aliniază, operatorul și ăla selectivul pune tot în tot aceeași mașină și sticlă și carton și toate astea. Ba mai mult, este cumplit că noi adunăm selectiv, au venit conducerele lor și au constatat că 99% este situația selectiv, dar când primim factura, constatăm că 40% din cel selectiv ne spune, sau 60%, că este menajer. Acolo e o problemă și nu putem să verificăm noi. Și atunci ce este de făcut? Ideal ar fi ca, așa cum spune, plătești cât arunci, să vină cu un cod de bare pe numele fiecarei proprietăți, în așa fel încât să știe fiecare cât a dat cu noi și atât să plătească. Fiindcă este doar un slogan, plătești cât arunci. În rest este tot, suntem la mâna firmei colectoare. Aici se încheie jurnalul, vă invit să rămâneți în continuare pe AgroTV pentru a fi la zi cu tot ce este nou în agricultură. Eu sunt Ramona Pandele și până data viitoare vă doresc numai bine să vă spun. La noapte cerul va fi variabil cu norări temporare și pe arii restrânse ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice în jumătatea de sud-vest a țării. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în Carpații meridional și local în regiunile estice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei până spre 4 grade. Mâine regimul termic va fi caracterizat de valori normale pentru această dată. Cerul va fi variabil cu norări temporare, ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice, pe arii în general restrânse în regiunile sud-vestice și la munte și doar izolat cu precădere în cele estice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, local la munte, în est și sud-est și izolat în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 29 de grade. Noua cabină de topografie Steiger. O cabină reproiectată și sistem audio nou. Scaun pivotant la 40 de grade. Lumină îmbunătățită. Și centrul de control al afișajului optimizat. Nou grup de instrumente. Mai multe opțiuni pentru montarea accesoriilor. Cotieră ergonomică,
multicontrol îmbunătățită. Un nou mâner multifuncțional programabil. Telecomenzi electrohidraulice noi pe coduri de culoare. Control al codificatorului cu taste rapide reprogramate. 4 taste rapide programabile.